Oameni buni, încerc să mă trezesc de dimineață de câteva zile. Să fac și niște plimbări la mare. În doi, așa cum am spus un story. Că mai greu să mă obișnuiesc chiar să mă trezesc de dimineață. Am pornit la drum. Da, dragi. Nu prea am mai postat iarăși nimic. Ca de obicei la mine, când e cu postări, când nu e cu postări, când n-are rost să mai intru în detalii. Cert este că acest video vreau să-l fac mai de mult timp. Și mai e încă un video care o să iasă foarte scurt timp. Mă, nu știu care o să fie ordinea exactă. Și anume cel cu Survivor. Survivor, nu uităm unde vrem să ajungem. Sperăm că anul ăsta o să intrăm și noi acolo. Ia uite, deja s-a pregătit să-și ia zborul. Chiar credeți? Cum spuneam, timpul să facem plimbarea de dimineață în doi, care e foarte sănătoasă. Așa recomandă medicul, să mergi cel puțin 30 de minute pe zi, cel puțin 2 litri de apă pe zi. Și cel mai bine o facem în doi. Aici e plin de papagali, exact ca mister ăsta de pe umorul meu, care comunică cu el, însă el nu prea vrea să comunice cu ei. Păcat! Scăpam și eu de niște costuri. Scăpam și eu de... Să știți că acest prieten de pe umărul meu se pare că e prieten pe viață. Băi, n-a vrut să plece. Am încercat toată puterea mea, dar n-am reușit să mă despart, sau n-a reușit el să despartă de mine. L-am lăsat liber și am plecat, adică l-am abandonat. Și după câteva ore m-am întors și unde crezi că era? Exact acolo unde l-am lăsat. Deci n-a plecat, domnule. N-a plecat. N-a vrut să plece, practic. N-a vrut să plece papagalul. El a stat acolo. L-am lăsat la 8 dimineața. M-am întors pe la 11 jumate. Și era fix în același loc unde îl lăsasem. Haideți să vă zic o super fază. O super fază care efectiv m-a dat crash în sus pe mine. Băi, psicule, unde te uiți? Dacă vii aici, ui, ai înțeles? Așa, dați așa că trebuia să vorbesc cu psicul ăla de acolo. Deci am mai încercat și a doua oară să las. Și exact același lucru. N-a vrut să plece. N-a vrut, domnule, să mă plecească. Era altă fază, era că stătea undeva într-un pom și sub pomul ăla era o familie, știi? Și când m-am dus acolo, eu imediat l-am recunoscut după sunet, că știu ce țipătare, îl disting imediat de ceilalți papagali ca el. Am auzit eu că face sunete, l-am strigat și eu, când l-am strigat eu a țipat mai tare, îți dau seama. Și după aia începe să-l strig, hai tata, hai acasă. Erau oamenii aia, se uitau la mine ca la o maimuță, îmi spuneam, și după aia se uitau și în pom, știi? Și l-au văzut și pe poliție, zic, uite bă, stai nebun la cap, mă, vorbește cu papagalii, cu păsările, bine, oricum nu înțelegeau ce vorbesc, vorbesc limba română aia, vorbesc spaniolă.
Și zice, uite ăsta, vrea să schimbe papagalul, e dileul la cap. Și zic, hai, poli, hai acasă. M-am întors cu spatele și când m-am întors, direct a venit la mine. Știi cum? Toți trei. Efectiv, m-am pe mine de râs, frate. Le-am văzut fețele ălora care au făcut-o. Să vină un diliu să se dea jos dintr-o mașină, să facă așa cum ăla, hai papagalul, vin aici și să vină papagalul. N-ai să vezi așa nebun. Uite, acum mergem aici într-un parc și vreau să vedem ceilalți papagali. Pentru că aici în Spania e plin de papagali de ăștia. Papagalii călugăr, așa îi spune acest individ. Papagalul călugăr, cotora argentina, cunoscut și în Spania aici. Și papagalii liberi, care îi găsești. Și aici toți sunt verzi. Deci toți sunt verzi. Numai ăsta e. E Ausländer din Germania. De fapt, ce auzi, e din România, că de acolo l-am luat. A plimbat și asta toată Europa. România, Germania. Germania, Spania. Spania, Germania. Germania, România. România, Germania. Germania, Spania. Deci cam asta a fost ruta lui până acum. A plimbat și el. Nu vrei să știi cum arată scaunul la mașina mea. E terminat, prahați. Undeva pe acolo îi aud. Ei oricum au în palmieri, au cuiburile făcute, dar mai vin pe aici că și-au crenguțe să-și facă cuibul, să-i găsim. Le auzi, cra, cra, și că ciori, așa fac. Dar haideți să vă mai arăt aici o chestie. Mereu se organizează aici la plajă chestia asta cu tot felul de deci standuri de-astea, știi? Vii, bei ceva, faci ceva, mănânci ceva, agăți ceva, fiecare cu ce vrea el să facă. Aici, în Spania, locurile de joacă sunt nelipsite, deci, efectiv, la fiecare... În fiecare oraș, la fiecare 100-200 de metri, găsești cât un loc de joacă, deci este... ceva care ei au în cultura lor să aibă pentru copii, să se joace, să petreacă timp afară, să se bucure, să fie veseli. Deci ăsta e un lucru foarte bun aici, în Spania. Uite că i-am găsit aici. Uite, trei cărnoși. Stai așa că ia fac altceva acolo. Trebuie să blochez camera că nu știu dacă toată lumea are peste 18 ani. Uite mă tată ce facă ea acolo. Uite mă ce facă ea acolo, mă. În natură, că nu le-ar fi rușine, mă. Dar tu de ce n-ai vrea să te duci acolo, știu? Că uite, sunt trei. Și dacă te duci, tu sunt patru după. Doi cu doi. Așa. Faci pereche și gata. Mă lași în pace. Am scăpat de tine. Nu vrei? Nu-ți place? De ce, că e verde? Ești rasist? Ai, mă, lasă. Te-ai învățat prost de tot, să știi. Te-ai învățat numai cu mâncare, mâncare de oameni, cârnați, burgeri, kebab. Numai cu de-astea te-ai învățat. Mă, sigur nu vrei să te duci? Hai, mă, tată, du-te. Băi, da, papagalii sunt în partea cealaltă, mă, tată, mă. De ce trebuie să te duci tu în pomul ăla? Și uite așa. Iar a venit în acolo. Mă, gluma-i glumă. Dar ce mă fac eu cu tine? Păi tu trăiești 30 de ani. Eu stau să te mai întrețin pe tine 30 de ani? Nu poți să te duci la ăștia aici, gratis? Se ocupă ăștia de tine. Îți fac, ai cuib, ai, îți dau mâncare, nu trebuie să mai faci nimic. Ăștia nici nu trebuie să spele racații după tine, cum fac de acasă. Dragi prieteni, ce să vă mai zic? Vă zice el, viață de boier. Toată ziua răsfăț, alea, mâncărică și plimbărică mai nou.
Dragi prieteni, dacă v-a plăcut acest vlog așa, cum n-am mai postat oricum de foarte mult timp, nu uitați să apăsați butonul de like, dacă v-a plăcut și v-ați uitat prima oară, și butonul de abonare, de subscribe, și eu sper că o să mai reușesc să mai fac și alte videouri în care o să ne revedem. Vă urez mai bine. La revedere!